l-am văzut în condiții bune, din păcate, potrivea la tehnică, cu ce am avut noi și cu aparatura sării, nu a fost compatibilă 100%, dar atunci au fost discută de emisie. Sperăm ca într-o viitoare întâlnire să fim mai buni ca și calitate tehnică la cum mulți dintre dumneavoastră deja știți, cea mai emoționantă parte a întâlnirii noastre este cea a mulțumirilor celor care au făcut parte din rezistență sau au trecut prin închisorile comuniste sau au adus mărturie personală prin scriere sau prin alte forme de mărturie. Din păcate, an după an, cei care participă și au format acestor evenimente sunt tot mai puțini sau este de rădâși și tot mai greu să ajungă să se întâlnească la aceste întâlniri de la Sâmbătă de Sus. Suntem onorați să avem cu noi pe doamna Maria Trivan de la Brașov, din nou pe domnul profesor Radu Cicianu, cu doamna Galina Răbărescu, doamna Cicianu. Dar vom începe cu un oaspet de drag, care nu este la prima vizită la Sâmbăta de Sus, prietenul nostru din Franța, din Franța naționalistă, din Franța adevărată, din Franța profundă, Pierre-Marie Monod.